Consilierul Ionel Pană a redeschis astăzi în ședința Consiliului Local discuțiile despre construcția stadionului de fotbal din Craiova. Aș vrea să știu dacă există vreun risc ca aceste două obiective să nu se facă. Aș vrea să știu când se finalizează. Eu cred că se va termina în luna noiembrie 2016. Și de ce spun cred? Pentru că este considerat prin lege investiție prioritară a statului român. Există doar două care au acest titlu pe care le construiește acum Compania Națională de Investiții, complexul de natație de la Otopeni, dacă nu mă înșel cu privire la localitate, și stadionul de la Craiova. Desigur, dacă va fi o altă optică din partea guvernului, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar din punctul meu de vedere, această investiție nu poate fi oprită din punct de vedere legal. Până acum, pentru construcția arenei nu a fost alocat niciun ban din bugetul local, dar lucrurile se vor schimba în 2016. Anul viitor va trebui să punem și noi partea noastră de cofinanțare de aproximativ 5 milioane de euro, motiv pentru care probabil în data de 7 va trebui să facem o nouă ședință de Consiliu Local prin care să aprobăm printr-o hotărâre care este graficul în care noi va trebui să plătim acești bani. Construcția stadionului, care va avea 30.000 de locuri, va costa aproximativ 50 de milioane de euro.